Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Marius Constantinescu. Până la 20:30 de minute, TVR Cultural vă oferă intrare liberă. Astăzi, ca un preambul pentru ziua de 1 iunie, pentru vacanțe și pentru timpul cât mai mult și mai bine petrecut în natură. Natura pe care nu o mai vedem pentru că prea ne-am obișnuit cu ea, sau natura pe care am vrea să o vedem, dar presupune adesea investiții consistente. Vorbim despre parcuri zoologice, botanice, naturale, despre unde mergem atunci când vrem să cunoaștem biodiversitatea, când vrem să le arătăm copiilor, dar și copiilor din interiorul nostru, frumusețea lumii în care trăim. Cum stăm cu grădinile zoologice și botanice, cu parcurile naturale, cu educația pentru mediu? Răspunsurile vor veni de la invitații noștri. Ei sunt Dan Bărbulescu, director executiv al Asociației Parcului Național Văcărești. Bine ai venit, Dan! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Vasile Decu, jurnalist de știință și blogger de carte. Bine ai venit, Vasile! Bună seara, mulțumesc! Alexandru Oprița, coordonator al Platformei de Mediu pentru București la Fundația Comunitară București. Bun venit! Mulțumesc pentru invitație! Și de asemenea vor fi alături de noi prin intermediul legăturii Zoom Paulina Anastasiu, directoarea Grădinii Botanice Dimitrie Brânză din București, Santo Ianoș, directorul Grădinii Zoologice din Târgu Mureș și Alexandru Stermin, biolog și explorator. Ca să începem într-o notă oarecum anecdotică, vă fac o confesiune spunându-le fiicei și soției mele aseară care este subiectul emisiunii de astăzi. Mi-au spus, tu-ți dai seama că ai la dispoziție aproape o oră și jumătate să vorbești despre unul dintre subiectele tale preferate, fazanii din București? Asta așa, ca să instaurăm un ton colorat și un dram de bună dispoziție în discuția noastră. O discuție însă care, dincolo de aspectul acesta oarecum anecdotic, își propune să atingă și puncte foarte serioase și primul dintre ele cred că ține de respectul nostru față de natura care ne înconjoară. Pentru că de-a lungul timpului, în ultimii ani, cred că sunt din ce în ce mai multe invitațiile, îndemnurile, chemările unor voci foarte bine articulate din sfera specialiștilor, așa cum fiecare dintre voi este până la urmă, care ne îndeamnă pe noi, cetățenii de rând ai orașelor, să fim mult mai conștienți de importanța, de frumusețea, dar și de fragilitatea naturii din jurul nostru. Dan, încep cu tine întrebându-te dacă simți o ușoară schimbare în atitudinea noastră, în respectul nostru față de mediul înconjurător. Simt o schimbare și ea cred că se datorează pandemiei. O să fiu foarte direct. Pandemia care ne-a provocat atâta durere și neplăcere și ne-a schimbat definitiv, aș spune, mediul de viață. Încă trăim în siajul acestui eveniment extraordinar care a afectat lumea. A lăsat mici crâmpeie, să zic așa, de normalitate pe care înainte de pandemie am fi dat orice să o obținem. Iată că ne-a făcut să fim mai conștienți de natura din care ne înconjoară, în orașe mai ales, la asta mă refer, și când spun natura care ne înconjoară, ajung până la un simplu arbore, pe lângă care am trecut în acele 20 de minute în care cu foaia de permisie după noi mergeam la magazin, treceam pe lângă un arbore, îl vedeam că se pregătește să înverzească și ne bucuram. Simțeam puțină normalitate în acel univers de tensiune, de frică și bombardați cu tot felul de știri, mai știu eu ce, am descoperit natura, dar la modul ăsta detaliat. Da? Un tufiș, niște flori care cresc în pastila de pe trotuar, de unde crește arborele, poate că ne-am apropiat să îi punem niște apă sau să mirosim floarea respectivă, ne-am apropiat de animalele noastre de companie mai mult, da, companionii noștri, am putut să vorbim mai mult cu copiii noștri despre natură și cred că a fost un moment în care am simțit binefacerea pe care natura o oferă oamenilor. Am simțit lucrul ăsta și discutând cu oameni, nu numai eu, discutând cu oameni, fie locuitori din jurul Parcului Natural Văcărești, fie vecini, care mi-au zis același lucru. Și apropo de fazan, au fost momente în care, tocmai pentru că oamenii au stat mai mult în case, aceste păsări foarte frumoase și foarte așa exuberante, spectaculoase, au fost tot mai prezente prin parcuri și oameni care le-au văzut, s-au bucurat, le-au făcut poze, le-au pus pe social media și
a fost așa un indicator și în același timp și un semn că există sărbăticie în viața noastră și asta ne face bine. Cred că ne face bine și, într-adevăr, probabil că acești 2 ani și jumătate, aproape 3, în care, până la urmă, ne-am apropiat altfel, poate cu o privire macro asupra naturii înconjurătoare, sunt și cei în baza cărora, de aici înainte, vom încerca să fim mai atenți, mai conștienți de toate aceste minuni, până la urmă, care se desfășoară în jurul nostru, pentru că vorbim de oraș și vorbim, firește, și de București. Alexandru, cum intervine această sălbăticire bună însă, la nivel de natură, nu de specie umană, a orașului în viața noastră? Aș construi puțin pe ideea pe care a început Dan. Cred că nu doar că ne-am apropiat de natura din oraș mai mult, pandemia a fost o bună ocazie să ne apropiem de natura din interiorul nostru. Și asta cumva ne-a făcut să ne dăm seama că nu mai e suficient să avem o casă frumos mobilată, să nu ne lipsească nimic din frigider și că structural în interiorul nostru e nevoie de această conexiune cu mediul înconjurător, care e foarte, foarte, foarte importantă pentru a putea funcționa mai bine. Desigur, estetica urbană și peisagistica urbană are un rol important și poate să ne ofere o stare de bine, dar dincolo de asta, a avea viață în oraș, altă viață decât cea umană, este foarte, foarte important. Și e greu de definit de ce e important. Cred că e ceva foarte adânc scris în ADN-ul nostru, de ce ne simțim mai bine când auzim un ciripit de păsări în jurul nostru. De multe ori liniștea e bună, dar dacă e o liniște fără să se audă absolut nimic, parcă și asta ne dă o stare de anxietate. Avem nevoie de viață în jurul nostru, avem nevoie de sărbăticie în jurul nostru și pandemia ne-a oferit ocazia de a ne uita mai cu atenție la ea. Poate că înainte nu ne opream, așa cum zicea Dan, să ne uităm în grădinița din fața blocului, dar acum, stând pe balcon, am văzut că, nu știu, avem păsări care cuibărez lângă noi, că avem un mușuroi de furnici în ghiveciu de pe balcon, pe care poate alteori l-am fi stârpit, nu l-am fi perceput ca viață, ca pe un companion, ca pe o ființă vie cu care până la urmă împărțim mediul urban. Discutăm foarte mult în general despre viață sălbatică și atunci când plecăm afară din oraș, dar uităm să ne uităm la viața în ansamblu care există în jurul nostru și în mediul urban. Vasile, cum se dezvoltă biodiversitatea unui oraș în funcție de expansiunea acestuia? Este clar că lucrurile astea se vor întâmpla. Adică locuim în oraș, e casa noastră și chiar dacă există acel fenomen de mutat la țară sau mutat la curte, din punct de vedere al numerelor totale și al statistici, e clar că vom fi tot mai mulți în orașe și aici ne vom trăi viața, ceea ce e bine pentru că lăsăm naturii o mare parte din celălalt teritoriu. Acum eu vreau să vin cu perspectiva, sau expertiza mea, vine dinspre media, însemnând jurnalism și cărți. Iar aici eu sunt, ca noi toți, sunt un optimist care se luptă cu cinismul, în fiecare zi și îl învinge. Trăim o perioadă foarte bună. De ce? Mă gândeam la această minunăție, eu îi spun rezervație, Văcărești. Să nu uităm rolul absolut uriaș pe care l-a jucat acea ediție fantastică a National Geographic. Revistă, eu zic, doar dispărută doar temporar de la noi. Dacă trebuie să se întoarcă media de profil, fie sub același titlu, fie sub un alt titlu. Oamenii, exact, după ce au descoperit de nevoie, din păcate, dar și asta este bine, că avem nevoie de natură și că, de fapt, uite că avem natură lângă bloc, lângă geam, încep să fie și curioși pentru ea. Eu vreau să apăs pe cuvântul ăsta, curiozitate. Și prin media, prin cărțile care sunt tot mai multe, semnate de autori români, traduse din afară, descoperim că e important să avem natură, să o includem în orașul nostru pe măsură ce îl extindem.
Avem, pe de o parte, natura controlată, parcuri, zone verzi desemnate ca atare și gândite de la bun început așa, și avem, pe de altă parte, natura care invadează orașul. Parcul Național Văcărești este probabil cel mai cunoscut exemplu, dar sunt multe altele și în București și în alte orașe ale țării. Sper să avem ocazia să vorbim și despre ele. Însă aș rămâne un pic acum la zonele gândite ca atare să fie așa. Este alături de noi doamna Paulina Anastasiu de la Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București. O bună ocazie și vă mulțumesc pentru prezența alături de noi la TVR Cultural. Este o bună ocazie de a vorbi atât despre ce mai înseamnă o grădină botanică astăzi, felul în care ea trebuie să-și schimbe fața pentru a se adapta tendințelor internaționale, dar și gustului public, și, pe de altă parte, și pentru a vorbi un pic despre cum s-a îmbogățit flora spontană a Bucureștiului în această ultimă perioadă. Aș începe cu acest al doilea aspect, doamna Anastasiu. Bună seara, în primul rând, și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că pot vorbi despre flora spontană a Bucureștiului în această emisiune, în condițiile în care chiar în prezent la Universitatea din București, în cadrul Institutului de Cercetări al Universității, dezvoltăm un proiect care urmărește inventarierea florei spontane și subspontane din București. Deja am început observațiile noastre mai sistematizate, începând cu luna martie. Noi am avut și observații mai vechi, însă anul acesta ne-am organizat foarte bine. Suntem o echipă de 6 botaniste, ne-am împărțit orașul și îl cercetăm lună de lună cu atenție, astfel încât să nu ne scape vreo plantă sălbatică. Este foarte interesant să descoperim flora sălbatică din parcurile mari pe care le avem, parcurile istorice, precum Herăstrău sau Cișmigiu sau Parcul Carol, dar de asemenea foarte interesant pentru noi este să descoperim flora sălbatică din centrul vechi. Și trebuie să vă spun că am fost extrem de surprinsă să găsesc două plântuțe mici din familie cu garoafele printre dalele din centrul civic. Amândouă sunt, spuneam, rare în România. Una dintre ele este menționată doar din județul Caraș-Severin. Sperăm să găsim în lunile următoare lucruri la fel de interesante. Venim puțin în grădina botanică și aici am avut surprize anul acesta. Am găsit una dintre orhidee sălbatică în lizierele noastre, în lizierele grădinii botanice. Știam despre alte două orhidee că sunt prezente la noi de câțiva ani buni. Anul acesta am avut surpriza să apară singure în această lizieră de pe latura nordică. Vreau să vă întreb, dacă îmi dați voie să vă întrerup doar un pic, doamna Anastasiu, în ultimii ani vedem o oarecare schimbare, inclusiv la nivel climateric, avem veri un pic mai scurte, sigur că adesea intense ca temperaturi, dar ceva mai scurte, avem toamne prelungite, avem ierni mult mai blânde, toate aceste lucruri duc și la o schimbare a florei în spațiul orașului, vedem, nu știu, poate specii care se adaptează mai bine versus altele care o duc ceva mai greu? Da, condițiile climatice din ultimii ani favorizează în mod cert expansiunea unor specii de origine mediteraneană și probabil una dintre cele două despre care spuneam a ajuns în București și prosperă aici pentru că este favorizată de aceste condiții climatice. Are și un habitus care o favorizează și anume suportă să fie călcată, prin urmare nu este nicio problemă că trește acolo printre dalele din centru. Pe de altă parte, așa cum menționau și colegii mei puțin mai devreme, interesul pentru plante a crescut foarte mult în ultima vreme și mai ales pentru plantele exotice cultivate în grădini. Ei bine, acestea de foarte multe ori se simt atât de bine la noi încât evadează.
astfel că le putem găsi în locuri care nu sunt prea bine întreținute. Și în oraș sunt destule exemple. Mi-ar fi greu să vă spun acum, pentru că cele mai multe au denumiri științifice, nu denumiri populare. Încă nu sunt atât de comune încât să primească niște denumiri populare. Ideea este că Bucureștiul devine din ce în ce mai... Bucureștiul și nu numai. Sigur că noi vorbim despre București pentru că avem ca subiect secundar al acestei intervenții grădina botanică din București, dar nu doar Bucureștiul, devin orașele din țară din ce în ce mai variate la nivel de aspect botanic al acestora. Întorcându-ne puțin la grădina botanică din București, vorbeam la începutul intervenției dumneavoastră despre felul în care o grădină botanică în general se adaptează ea însăși la gusturile poate schimbătoare ale publicului, la noi categorii de public. În ce fel poate să fie poate o grădină botanică mai interactivă decât era când eram noi copii, să spunem? Da, grădinile botanice în general au roluri multiple. Sunt laboratoare vii pentru studenții facultăților de biologie, de geografie, de farmacie, de medicină veterinară, dar totodată aici desfășurăm cercetări care vizează în special biodiversitatea. În ultimii ani încercăm cumva să implementăm un concept internațional și anume acela de a ajuta natura să prospere chiar în grădina botanică. Astfel încât am început să lăsăm zone mai puțin îngrijite, astfel încât să putem observa natura dezvoltându-se, să putem observa toate speciile încă de primăvara târziu și până toamna. Lucrul acesta nu se întâmpla. De obicei coseam, efectuam cosiri repetate, astfel încât nu aveam de-a face cu pajiști adevărate în grădina botanică. Suntem cumva binecuvântați așa și cu o zonă care se pretează și unde nu a trebuit să facem vreun efort suplimentar. Sunt alte grădini botanice în Europa și în lume care își desfințează anumite zone ornamentale tocmai pentru a crea locuri în care natura să prospere. Noi nu am fost în situația de a strica vreun sector în sensul acesta, ci pur și simplu în anumite zone din grădină nu mai efectuăm acele cosiri repetate și asta ne oferă ocazia de a vedea natura la ea acasă. Amintesc că suntem pe partea dreaptă a Dâmboviței, că aici, cu 100 și ceva de ani în urmă, era natură, era o zonă mlăștinoasă, era o zonă cu arbori, era o zonă cu culturi de pajiște și de asemenea cu plante acvatice. Încercăm, prin ceea ce facem noi în ultima vreme, să lăsăm puțin natura să își revină aici, unde cândva era la ea acasă. Păstrăm doar în anumite zone, de exemplu, imediat după ce se intră în grădina botanică, pe partea dreaptă, avem o zonă cu plante exotice. Evident că acolo vrem să punem în valoare plantele exotice și atunci vom face cosiri chiar foarte repetate și săptămânal se fac aceste cosiri. Avem zona trandafirilor, unde încercăm să menținem totul astfel încât să iasă în evidență florile. Dar avem suficiente zone și mă refer în principal la liziere, unde încercăm să ajutăm, așa cum spuneam, natura să prospere. Sigur că nu toți vizitatorii noștri înțeleg acest concept și am avut surpriza săptămânile trecute chiar din partea unor profesori de biologie veniți aici cu elevii să fim compătimiți că nu avem suficient, poate, personal pentru a îndepărta buruienile. Am încercat să le explic ce este cu acele buruieni, da, și sper că într-un final au înțeles. Mai ales că rolul nostru aici este de a face și educație pentru mediu, de a le explica copiilor ce înseamnă natură, ce înseamnă floră sălbatică,
care este rolul acestora aici în Grădina Botanică. Mai am o singură întrebare. Da. Vă rog. Încercăm să-i facem pe vizitatorii noștri să înțeleagă diferența dintre un parc, să zicem așa, foarte bine întreținut și o grădină botanică care are mult mai multe roluri decât un parc. O singură întrebare mai am pentru dumneavoastră, doamna Anastasiu. Dacă ne gândim la vedetele grădinei botanice din București, ele rămân în continuare aceleași, fie că vorbim despre liziere, despre partere, despre sere, sau aveți și elemente de noutate pe care mizați în atragerea noului public? Acum avem această zonă de pajiște pe care am delimitat-o curând și pe care am mai ajutat-o un pic, recunoaștem, însemnând specii caracteristice de pajiște. Sperăm că vor germina anul viitor și vom avea în zona aceea mai multe specii. Acesta este elementul de noutate. În rest, ne găsiți aici cu sectoarele tradiționale. De altfel, fiind o grădină istorică, nici nu putem face foarte multe modificări. Modificările acestea sunt mai degrabă la nivelul activităților pe care le derulăm decât la nivelul organizării pe sectoare. Și în ultima vreme punem accent foarte mare pe activitățile de educație pentru mediu. De altfel, oferim elevilor și de asemenea preșcolarilor activități în cadrul programului Micul Botanist. Mulțumesc mult pentru... Vă rog. Au trecut și nu au fost puține. Am oferit de asemenea o serie de activități în cadrul programului Săptămâna Verde. Au fost tururi ghidate, au fost mini-conferințe pe care le-am ținut, conferințe care au vizat aspecte legate de arii protejate sau de anumite plante rare sau chiar și de speciile invazive. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la Intrare Liberă TV Cultural, doamnă Paulina Anastasiu. Noi continuăm discuția despre București și despre natura care intră și își alocă, își arondează părți din oraș. Dan, ne uităm puțin la această minune urbană care este Parcul Național Văcărești. Cunoaștem majoritatea dintre noi felul în care a apărut, dar sunt curios cum a evoluat ea și ce, practic, cum se prezintă în momentul de față. Sigur că vorbim de o succesiune secundară a naturii în Parcul Văcărești, pentru că natura s-a dezvoltat o zonă unde s-a intervenit în scop industrial, să zic așa, a fost un șantier, trebuia să se construiască un lac. Zona a rămas, șantierul a fost abandonat după 1989. Evoluția naturii, evoluția peisajului și colonizarea speciilor s-a realizat în ultimii 30 de ani într-o formă foarte interesantă și sistemică, astfel încât a primit un statut de protecție. Însă, cum bine ați întrebat, lucrurile nu s-au oprit în momentul în care parcul a primit acest statut de protecție, acum aproape 10 ani, în 2016. Pentru că vorbim despre o arie naturală protejată, evoluția naturii și dezvoltarea biodiversității acolo continuă. Și probabil că va continua, influențat sigur de dinamica speciilor și habitatelor care există în Parcul Natural Văcărești, dar și de condiții, cum sunt condițiile climatice menționate mai devreme, care desigur că influențează nu de multe ori în bine ce se întâmplă acolo. Din observațiile pe care le avem, zona de apă, de luciu de apă se restrânge. Sunt unele habitate care sunt afectate. Din acest punct de vedere, fiind necesare intervenții, și sunt sigur că administrația Parcului Natural Văcărești, care în momentul de față lucrează la planul de management al parcului, are în vedere toate aceste evoluții, toată această dinamică. Sigur că și expansiunea orașului afectează, chiar dacă nu se petrece în parc,
lucrul acesta, însă extinderea zonelor betonate, noi complexe rezidențiale sau investiții imobiliare care au loc în vecinătatea parcului au un impact asupra zonei, speciile trebuie să își caute alt habitat, se mută poate în parc sau știu și eu, își găsesc locuri în proximitatea parcului, pentru că orașul este un ecosistem deosebit de dinamic, sigur că și Parcul Natural Văcărești trăiește sub influența lui. Important pentru noi, pentru oamenii care lucrează, care studiază parcul, pentru, și pentru autoritățile de management, este să găsească acest echilibru între nevoile și dinamica speciilor și habitatelor din parc și din proximitatea lui și expansiunea orașului, astfel încât cele două elemente foarte importante să intre în sinergie, adică să se completeze reciproc, desigur cu un vector pus pe nevoile naturii, care natură, dacă nu o protejăm, dacă nu o conservăm și nu avem grijă de ea, dispare. Trebuie să fim foarte atenți din acest punct de vedere. Situația Parcului Natural Văcărești este una fericită în momentul de față, pentru că are o administrație, are un statut de protecție, acolo lucrează oameni specializați care sunt sigur că știu ce au de făcut, însă orașul în sine are, prezintă zone naturale sau mai puțin naturale care au nevoie de protecție, au nevoie să fie integrată în structura orașului. Din acest punct de vedere, Asociația Parcul Natural Văcărești a demarat încă de acum 2 ani un program care se numește Rețeaua de Arii Naturale Urbane. Dorim să integrăm aceste zone de natură și de biodiversitate și în structura orașului, adică să fie recunoscute ca atare și să fie considerate de către autorități, dar și în comportamentul oamenilor, da? Comportamentul comunităților, astfel încât oamenii să devină conștienți de prezența naturii în aceste zone, să se bucure, să o protejeze, să o conserve. Este o evoluție de care avem nevoie și fără de care orașul în care trăim și orașele în care trăim nu se pot dezvolta într-un mod corespunzător, sustenabil. Dacă pentru vreți. Că vorbim despre acest lucru, probabil că Văcărești este cel mai spectaculos exemplu de paragină urbană, la un moment dat, care s-a transformat într-un veritabil microecosistem. Da? Dar, Alexandru, mai avem și alte asemenea zone părăsite în București și mă gândesc acum la un perimetru central, cel abandonat de lângă Biblioteca Națională, Bulevardul Unirii, și acolo este un șantier care de 30 de ani este lăsat de izbeliște și acolo natura a început ușor, ușor să-și facă mendrele în sensul bun al cuvântului. Fix asta aș fi vrut să adaug, că ai spus că este cel mai spectaculos exemplu. Aș adăuga că e cel mai spectaculos exemplu de care știm. Exact. Realitatea în București e că toată lumea cred că a rămas cu cifra aia de 7-8 metri pătrați per cap de locuitor de spațiu verde. Realitatea e că avem undeva la dublu. Cei 7-8 metri înseamnă spațiu verde public amenajat, în care, care e administrat de instituții publice locale. Restul este potențialul Bucureștiului, e de la simplu la dublu, reprezintă spațiile verzi care sunt proprietate privată fie a statului, fie a unor oameni și reprezintă practic un rezervor de viață al orașului. Miza pentru noi în București este cât mai mult din spațiul ăsta verde vom reuși noi să accesibilizăm și să redăm publicului. Ai dat exemplu de la biblioteca, de la spațiul verde din spatele Bibliotecii Naționale. Care, unde, mă rog, nu e un spațiu verde, e un spațiu cu betoane și sârme acum, dar se înverzește. E o mini pădure urbană care a luat naștere de la sine pentru că natura a fost lăsată să-și facă treaba. Acolo exista un proiect, din câte știu, pentru realizarea unui parc, da. Un proiect care deocamdată nu, pe care nu-l vedem pus în practică și pe care cred că foarte multă lume și-ar dori să-l vadă realizat. Pe lângă asta, mai avem întreaga salbă de lacuri din nordul orașului, care reprezintă un rezervor enorm de viață, biodiversitate. Malurile de multe ori au fost acoperite de gunoaie, dar în alte zone care sunt mai puțin accesibile, ele sunt pline de viață. Există mini-păduri urbane existente acolo, există foarte multe specii și iarăși știu că cei de la Văcărești au un proiect pe pajiștea Petricani,
de lângă stadionul Silva, pe care încearcă să o redea, să o redea publicului. Bine, știu cum este și o zonă foarte verde, foarte împădurită, undeva în drumul Taberei, Bulevardul Timișoara. Dar, citind, pregătind emisiunea de astăzi, am citit mai mult despre această zonă pe care eu nu cunoșteam. Serele din militari. Da. Există serele din militari, există în sectorul 5, iarăși o zonă foarte, foarte mare care aparține armatei, care era un vechi poligon. Există foarte multe spații verzi pentru care comunitățile merită să lupte ca să le primească înapoi. Biodiversitatea sau, hai să spunem așa, viața sălbatică din mediul urban, așa cum zicea și Dan mai devreme, nu e săracă. Trebuie doar să învățăm să ne uităm la ea și trebuie doar să învățăm să o acceptăm alături de noi. Vedem imagini, sau eu văd imagini din Cismigiu pe ecran. Eu locuiesc lângă acest parc și știu cât de multe discuții avem alături de grupul civic din comunitate cu ceilalți membri ai comunității pentru a-i face să înțeleagă că buna îngrijire a unui parc nu se măsoară în cât de des e tunsă iarba, cât de puțină, ei spun buruien, noi spunem floră spontană, cât de puțină viață și biodiversitate există în acel parc. Nu e o problemă faptul că avem șerpi de apă în parcuri, într-o zonă mlăștinoasă, nu? E până la urmă un indice că ecosistemul acolo e viață. Da. Vrem să ne ducem cumva la grădinile, acceptăm, încă mai acceptăm să mergem la grădinile zoologice ca să vedem animale sălbatice, dar respingem atunci când le vedem în zona din fața casei. Și ăsta e un paradox pe care eu personal nu-l înțeleg și încă încerc să găsesc cea mai bună modalitate de a-l explica oamenilor că nu e nimic rău din a avea viață sălbatică lângă noi. Și mai mult, cred că cheia tranziției verzi pe care trebuie să o facem în orașe, dincolo de factorul politic, de factorul de resurse, e la fiecare din noi în interiorul nostru. Noi trebuie să ne redefinim relația pe care ne-o creăm cu natura. Noi trebuie să ne redefinim, până la urmă, să căutăm în noi, să vedem ce ne face cu adevărat fericiți. Există lucruri care sunt adânc scrise în noi. Mergem, vedem că avem o stare de liniște când suntem într-o zonă naturală. Că e ea în mijlocul orașului sau că ne-am obișnuit să o căutăm mereu în afara orașului, la munte, da, la mare, oriunde, da, altundeva, dar nu mai ești. Da, putem să o găsim și în oraș. Există foarte multe oaze de liniște pe care le putem accesa în oraș și pe care trebuie să le păstrăm în continuare în modul acesta. Mi-a plăcut nuanța pe care ai dat-o când ai spus încă mai acceptăm să mergem la grădinile zoologice amenajate ca atare. O să vorbim și despre etica unei grădini zoologice astăzi. Vasile, iată că avem mult mai multe instanțe, cred noi astăzi, de a vorbi despre educația pentru mediu și de a face această educație în mediu și nu la o distanță oarecare. Avem pe de o parte aceste spații amenajate, că vorbim de grădini botanice, grădini zoologice, avem pe de altă parte și spațiile spontane pe care ni le oferă orașul. S-a schimbat cumva inclusiv paradigma educației pentru mediu ca urmare a acestor noi alternative pe care le avem la dispoziție? În sensul că avem mai multe resurse, mai multe ocazii de a o face. Sunt absolut uimit, în cel mai bun sens al cuvântului, de înmulțirea nișelor. Există pe social media grupuri de Facebook pentru iubitorii de șerpi, reptile și amfibieni. Pasiunea cu care câțiva oameni, și în general câțiva oameni care sunt la origine, și apoi rețeta trebuie să includă și timp și răbdare, au crescut comunități și au schimbat și schimbă perspective, fac educație în cel mai bun mod posibil. Avem ocazia de a scoate reviste din nou, avem ocazia de a face filmulețe, avem vloguri, și inclusiv grădina botanică poate să-și facă tot felul de vedete din copacii și plantele și viața pe care o găzduiește, stimulând curiozitatea. Un instinct pe care îl avem absolut cu toții și pe care uneori, din păcate, îl uităm, dar trebuie din nou declanșat pentru ceea ce vedem lângă noi. Eu locuiesc lângă Parcul Iore, care pentru mine este la fel o rezervație. Da. Oricum e greu să dai o definiție foarte, foarte precisă a ce înseamnă sălbatic pe acel spectru. Și viața din Iore este sălbatică. Toți aricii, de care în ultimele săptămâni toți copiii, dar și adulții, sunt absolut fermecați,
poate empiric, nu știu exact cu științific cum stăm, dar da. Eu cred că empiric numărul lor este destul de măricel. A fost perioada de împerechere, concertele lor sunt, nici nu știam că există. Eu nu știam luptele... că există și o dimensiune sonoră a aricilor. Ei fac într-un fel? Doi masculi care se înfruntă da? Lângă da. Blocul meu, am crezut că au aveau probleme unul cu celălalt, dar... Eu și vezi, cred că jumătate de bloc... am învățat să-i recunosc foarte bine și imediat de la distanță îi aud, știu unde sunt, mă duc exact pe urmele lor, la arici încă mai am de învățat. Da, vreau să-ți fur exemplu și să-l folosesc. Fazanii care ne vrăjesc printr-o haină foarte colorată da. Și specie, nu știu, este descrisă de specie invazivă, adusă pentru vânătoare, care ar concura cu potârnichea, de exemplu. Le iubim, îi păstrăm, da. Oricum n-avem de ales. Câteodată îi mâncăm, dar nu pe cei din București. Sper. Și în această emisiune vorbim despre... Și în această emisiune nu îi mâncăm. Sunt, exact. Se mișcă foarte da. Bine în libertate și sunt în siguranță, până la final măcar. Trebuie să ne stimulăm curiozitatea și pentru ce nu este la fel de colorat și frumos. Corect. Pentru acel șarpe de apă, putem să facem și există deja. A menționat acel grup de herpetologie... Copiii se pot îndrăgosti de târâtoare, în ghilimele, de specii banale. Nu există banal. Corect. Și în general, pentru că ai vorbit de copiii se pot îndrăgosti de, eu cred că noi, punându-ne temporar cumva lentilele prin care copiii privesc natura din jur, ne putem îndrăgosti sau reîndrăgosti la rândul nostru, pentru că într-adevăr nu există mai frumos, mai urât, nu există, există altfel, există întotdeauna această diversitate extraordinară, dar nu este o specie mai frumoasă decât alta. Poate că e mai spectaculoasă sau poate că mie îmi spune mai multe, dar natura toată este frumoasă atâta vreme cât e vie și mișcând în jurul nostru. Ca o paranteză biologică care vorbesc, totuși recunosc că cine spune că nu are specii preferate sau inclusiv din acea specie pe care o studiază exemplare preferate, se cam păcălește, pentru că n-ai cum să nu pui capacitatea noastră de atașament și de socializare pe lucrurile, pe vietățile pe care le studiem. Și de altfel, șerpii de apă sunt chiar... frumoși, nu știu, mie mi se par frumoși, spectaculoși. Dan, și foarte inofensivi. Absolut. Adică, când spun foarte inofensivi, sunt conștient de, sunt nu numai că nu atacă sau nu provoacă rău, sau, dar unul fug dacă se simt în pericol, doi la mână dacă îi ameninți, intră în tanatoză, adică se prefac că au murit, astfel încât să fie lăsați în pau, tot felul de mecanisme de a se apăra, da? Au o substanță care miroase astfel încât să îndepărteze. Deci, e datoria noastră, a celor care suntem mai apropiați de acest element, să le arătăm oamenilor că dacă ai văzut un șarpe, e cel mai rău lucru să începi să alergi după el sau să-l lovești, să-l omori. Sau, în București există mai multe specii de șarpe, în parcurile istorice sau în parcul natural vă crește, în pădurile de lângă București, toți sunt inofensivi, neveninoși, chiar și șerpii veninoși din România, viperele sunt discreți, sunt niște specii discrete, nu te atacă decât dacă ai călcat, urmărind să se apere. Astea sunt niște lucruri care probabil că se învață la o primă lecție de, știu și o natură pe care profesorul sau părintele o are cu copilul într-un astfel de loc, văzând chiar. Și întâlnirea cu un șarpe, pe care am avut-o chiar sâmbătă aceasta împreună cu copilul meu, este foarte spectaculoasă. Adică reacția pe care copilul o are atunci când vede un șarpe, ăla este momentul în care curiozitatea se extinde, explodează, și dacă intervenim cu un mesaj corespunzător, da? Un mesaj pozitiv. De încredere pozitiv, să nu zic de iubire, că poate nu suntem toți capabili să oferim copiilor iubirea pentru reptile, dar dacă în acel moment de hiperactivitate senzorială pentru copil intervenim și povestim, pentru că fiecare specie are povestea ei, mai ales șerpii, l-am câștigat definitiv, da? Pentru natură, de fapt pentru... I-am oferit respectul față de noi, că de fapt despre asta e. Nu ne cere nimeni să iubim dacă nu putem, da? Dar
să respectăm, cred că putem face și datoria noastră să facem acest lucru. Asociația Parcului Natural Văcărești oferă inclusiv asemenea axe pentru cei care vor să-și aprofundeze, să-și nuanțeze educația pentru mediu, dar pentru că am tatonat și subiectul grădini zoologice, nu putem nici pe departe să-l omitem, pentru că în continuare reprezintă o resursă importantă, inclusiv în această zonă a educației pentru mediu. Îl avem alături de noi pe Santo Ianoș, pe directorul grădinii zoologice din Târgu Mureș. Vreau să fac precizarea, înainte de a intra în dialog cu dumnealui, că nu am reușit să obținem și participarea vreunui reprezentant al grădinii zoologice din București pentru această emisiune, dar eu mă bucur că este alături de noi domnul Santo Ianoș, asta și pentru că, din punctul meu de vedere, este directorul probabil celei mai frumoase grădini zoologice din România. Bună seara și mulțumesc că sunteți alături de noi la TVR Cultural. Bună seara! Sper că ne auzim bine. Aș vrea să vă întreb ce mai înseamnă astăzi, la început de secolul 21, când suntem cu toții preocupați de mediu, de starea de bine a mediului și inclusiv de chestiuni de etică, un parc zoologic? Da, asta e în situația noastră modernă ceva diferit. Deci grădinile zoologice din Europa s-au schimbat total. Asta înseamnă că nu mai sunt așa numite grădini care țin numai animale pentru atracție. Au un rol mai complex. Am auzit câteva cuvinte mai înainte, că da, au un rol educativ, au o funcție științifică. Noi lucrăm împreună cu diferite organizații ca IUCN, WWF, deci participăm la diferite programe internaționale. Deci rolul total s-a schimbat. Deci mulți vin la grădină încă cu un concept, na, să petrecem o, după masă o zi în grădina zoologică, dar funcția educativă a grădinilor zoologice s-a schimbat enorm. Vizitatorii au așteptări diferite și sigur și viața noastră zilnică. Vedeți ce se întâmplă cu climatul, ce se întâmplă cu natura. Deci asta pe undeva, pe lângă animalele care o prezentăm pentru vizitatorii noștri, sunt elemente care mai punem pe lângă, să zicem, funcția grădinii zoologice tradiționale. Cum s-au schimbat exigențele pentru o grădină zoologică astăzi, ținând cont de toate aceste rigori vis-a-vis de captivitatea animalelor, de viața lor cât mai, să spunem, aproape de habitatul natural pe care cumva un asemenea parc trebuie să le mimeze? Deci filozofia e diferită, în primul rând. Se zice că, da, animalele și în natură au necesități care trebuie respectate și în grădina zoologică. Când eu am lucrat în străinătate, erau discuții de genul ăsta că diferite grădini zoologice se adresează la alte grădini sau programe să obține diferite animale. De exemplu, să obțină o jirafă. Deci asta e imposibil, că jirafa e un animal foarte social, trăiește în grup. Deci ambiția unui grădin care vrea să aibă în colecție o jirafă e imposibilă, că jirafa nu o primești singur, o primești o grupă de jirafe și poate că și trebuie să ai o simbioză cu alte animale cu care trăiește în normalitate în Africa, în savană, cu zebre, cu antilope. Și asta facem noi aici la Târgu Mureș. Deci nu punem, să zicem, un animal într-o pușcă și asta e animalul, facem simbioze cu zone mari și amplasamente foarte mari. Deci noi avem 42 de hectare. Dacă vă spune ceva, asta înseamnă că
E un teritoriu enorm. La noi puteți vedea elefanți în pădure. Exact. Nu... Eu am vizitat de mai multe ori grădina zoologică de la Târgu Mureș. În momentul în care am spus că mi se pare cea mai frumoasă din țară, am spus văzând-o, cunoscând-o și încercând o comparație cu altele. Așa cum spuneați, aveți și elefanți. Cred că în momentul de față sunteți singura grădină zoologică din România care mai are elefanți. După cum știu eu, da. Dar asta înseamnă că trebuie să avem și condiții. Deci elefanții nu se primesc numai așa, cerem elefanți de la programul elefanților din Europa. Trebuie să ai condiții, plus acum ce s-a întâmplat în ultimul deceniu, și îngrijitorii elefanților trebuie să depună un examen la o școală internațională din Hamburg sau Viena. Deci până când nu se fac demersuri ca îngrijitorii să ajungă acolo și să facă școala asta, programul nu dă elefanți la alte grădini zoologice. Deci e foarte complex. Să vă spun, acum două săptămâni au sosit gibonii la Târgu Mureș. Și deja noi avem nivelul la îngrijitorii noștri, că ei direct cu îngrijitorii din Köln, pe WhatsApp, vorbesc, comunicează ce trebuie făcut, cum. Deci nu numai direcția și pe nivel ierarhic merg lucrurile, se merg și pe nivel de îngrijitor. Toată lumea vorbește la noi aproape și engleza, deci absolut direct să facem legăturile și poate aici n-a fost vorba, dar toate animalele care sunt în grădini zoologice, așa numite EASA, asta e Asociația Grădinilor Zoologice din Europa, sunt repartizate numai în cadrul programelor EP, pentru programul animalelor periclitate din cadrul EASA, și sunt registrate într-un sistem internațional unde se pot fi urmărite cu ce am tratat, ce am făcut astăzi. Deci eu pot să mă uit ce s-a întâmplat ieri la San Diego sau în München sau în Amsterdam. Am înțeles. E foarte important că ne spuneți toate aceste lucruri și mulțumesc pentru precizările dumneavoastră. V-aș mai întreba, ce animale se adaptează cel mai greu condițiilor de captivitate, dar și în special condițiilor de climă de la noi? Deci, teoretic, ar putea fi ținute orice specie, dar, sigur, sunt specii senzitive și eu zic senzitive în sensul vizitatorilor, nu a speciului respectiv. De exemplu, dacă am aduce la o grădină zoologică din România urs polar, atunci sigur că o să fie comentarii că da, ăsta are nevoie de o temperatură mai scăzută și așa mai departe. Dar am avut urși polari, cel puțin la București, în perioada copilăriei mele, exista urși polari. Dar asta e, să zicem, o situație mai emoțională din partea vizitatorilor. A fost demonstrat că urși polari absolut nu suferă în căldură și mai mult sunt foarte bine în căldură. Sunt urși polari și în Italia, în Fasano, și populația de acolo e fantastică, că e una dintre, cum să zic, populațiile care se reproduc în continuu. Eu am fost și coordinatorul programului european al urșilor polari 10 ani în continuu, deci am o situație foarte clară ce se petrece. Deci asta e o specie, să zicem, mai carismatică, senzitivă și pentru vizitatori și oameni mai, să zicem, emoțional. Deci toate senzațiile acestea vin din animalele carismatice. Deci eu zic că, după cum am spus, toate speciile ar fi... Își pot găsi, până la urmă, da, pot fi adaptate. Dacă facem locul și toate cerințele ce au nevoie, deci și
cum am spus, animalele de grupă trebuie ținute în grupă și nu solitar. Care sunt solitari trebuie ținute în situații corespunzătoare, dar pentru acestea sunt așa numitele standarduri europene și husbandry guidelines special făcute pe specii. Deci totul e scris, totul e posibil să fie urmărit cum trebuie ținute. Am înțeles. Domnule Santoianoș, mulțumesc foarte mult pentru prezența la Intrare Liberă TVR Cultural astăzi. L-am avut alături de noi pe directorul grădinii zoologice din Târgu Mureș, Santoianoș. Ne întoarcem la discuția vis-a-vis de etica unei grădini zoologice, unui parc zoologic, pentru că, da, firește, mergem și prin Europa și prin lume, vedem și altele, vedem că spațiile alocate animalelor sunt din ce în ce mai mari, din ce în ce mai încăpătoare, din ce în ce mai diverse, mai inspirat aranjate pentru a mima cât de fidel se poate habitatul natural. Și totuși vorbim de animale într-o formă de captivitate. Cât de etică este astăzi o grădină zoologică? E o întrebare foarte grea asta pentru mine. O să dau un răspuns personal. Dacă ar fi după mine, sigur că aș menține doar acele locuri care oferă cât mai mult pentru animale. Din păcate, din punctul meu de vedere, și repet, e o opinie personală, grădina zoologică din București vine din alt secol și cred că are nevoie să-și reevalueze foarte mult relația pe care locul o are cu animalele care sunt ținute acolo. Trăim în ultima vreme, în ultimii ani, o reconsiderare, o reașezare a relației dintre om și animal, despre care am tot vorbit în această emisiune. Discutam mai devreme cu Alex, înainte să intrăm, că deja animalele sunt considerate non-humans, nu mai sunt considerate animale, și obțin un nou statut, un nou loc alături de oameni, ori din acest punct de vedere, un animal într-o cușcă și atât, nu cred că este cel mai etic lucru pe care îl putem vedea, mai ales îl putem vedea împreună cu copii. Sigur că e spectaculos să ne întâlnim cu, știu și eu, un tigru sau cu alte specii, da, foarte exotice și interesante, dar dacă ne dăm câțiva pași înapoi și vedem acel vagon în care e ținut, exact, sau acele condiții, sau dacă ne uităm în ochii animalului, o să vedem imediat aceste lucruri. Precizez încă o dată că n-am reușit să cooptăm pe niciun reprezentant al grădinii zoologice din București pentru această emisiune, dar dacă tot suntem la capitolul de etică, este alături de noi Alexandru Stermin și mă bucur și mă grăbesc să-l salut. Alexandru, bine ai revenit la Intrare Liberă TVR Cultural. Printre ariile tale multe de interes și de competență se numără și bioetica. Și din acest punct de vedere, te-aș întreba și pe tine astăzi cât de etic mai este un parc zoologic, cât de etică mai este o grădină zoologică, indiferent de cât de bine este ea organizată. Bună seara și vă mulțumesc frumos pentru invitație. De aceea aș putea spune este că discutăm despre etica grădinilor zoologice la cursul de bioetică de la noi, de la Facultatea de Biologie și Teologie din Cluj. Acum 10 ani, nici nu se punea problema, atunci când discutam cu studenții, despre faptul că aceste grădini zoologice n-ar fi etice. Și toată lumea vedea valoarea lor educativă. Însă, de vreo 5 ani încoace, părerile s-au schimbat radical. 80% dintre studenți consideră grădinile zoologice ca fiind neetice. Dar fiecare trebuie să facă o prezentare și să susțină argumentele. Sunt foarte multe studii care ne arată că atunci când cineva vine la grădina zoologică însoțit de copii și ne-am gândit că se face educație, de fapt doar 10% din toată informația și din dialogul pe care ei l-au cu adulții e legat de educație. În rest se duc și se plimbă ca într-un parc în care n-ar fi animale. Evident că se uită la animalele astea, li se pare spectaculos, dar valoarea educațională este scăzută. Asta spun unele studii. Evident că
Din perspectiva asta, aș putea să mă gândesc la faptul că sunt și etolog și studiez comportamentul animal. Și vă spun, atunci când mă duc într-o grădină zoologică și mă uit la primate, mă uit la niște cimpanzei, mă uit la niște orangutani, mă uit la niște animale care au o viață complexă, uneori atât de complexă încât noi nu o înțelegem, îmi dau seama că au toate acele comportamente repetitive care, de fapt, dezvăluie o tară a lor de a se adapta la condițiile astea. Și nu vorbesc doar de primate, vorbesc de alte animale care pot să trăiască în grupuri, care au nevoie de teritorii enorme. Care, imaginați-vă cum sunt lupii, care ei într-o noapte fac sute de kilometri și atunci au corpul și metabolismul adaptat la efortul ăsta și se învârt acolo în cușca aia incredibil de mult. Deci, din perspectiva asta, ne-am gândit că unele grădinile zoologice, așa cum le vedem noi astăzi, sunt mai puțin etice. Însă, am putea să redefinim termenul ăsta de grădină zoologică și am putea să ne gândim la sanctuare. Este ideea asta a sanctuarelor, care sunt, de fapt, niște spații amenajate pentru niște animale care sunt din acea zonă și pe care le avem acolo, le adăpostim ca să le îngrijim. Imaginați-vă, gândiți-vă, de exemplu, la sanctuarul de urși de la Zărnești. Acolo avem, de fapt, un spațiu închis, în care urșii ăștia sunt închiși în niște zone mai extinse. Și sunt urși pe care i-am salvat de la crescători, de la circari, de la tot felul de oameni. Sunt sanctuarele astea care sunt dedicate elefanților, care sunt salvați. Dar sanctuarele astea pentru elefanți sunt în Africa și în India. Avem sanctuare dedicate leilor. Și atunci, din perspectiva asta, am putea să ne gândim că este captivitatea un compromis. Atunci când vorbim de niște animale pe care vrem să le ajutăm și pe care vrem să le salvăm. Dar dacă vorbim despre grădinile zoologice, așa cum le vedem noi astăzi, vă spun că din ce în ce mai multe voci pun sub semnul întrebării calitatea etică a lor. Și din perspectiva mea este firesc să fie așa. Pentru Sandu, că, da, te rog. da, Te rog, te rog. da, avem astăzi atât de multe mijloace prin care putem să intrăm în contact cu animale, să vedem cum arată ele, încât cred că e un compromis prea mare să le ținem în niște spații închise ca să ne uităm la ele. Exact în continuarea celor spuse de tine, Sandu, vreau să te întreb, nu pentru că aș pleda nici pe departe pentru cealaltă tabără, dar bun, pe de o parte avem animalele caracteristice faunei României, da, pe care le-am putea vedea în asemenea sanctuare. Urși, lupi, cred că mai puțin, căprioare, firește și toată populația aferentă. Pe de altă parte, cum răspundem unor părinți și unor copii care poate își doresc să vadă la prima mână cu ochii lor un leu sau o antilopă sau un tigru. Și până la urmă, grădina zoologică este singura soluție. Absolut. Am putea să ne gândim că aceste grădini, faptul că noi vrem să le arătăm copiilor un leu viu, e o formă de educație. Dar asta este doar un punct din tot ce înseamnă această hartă mare a educației. Și dacă ne gândim ce înseamnă educația, educația înseamnă să cultivăm în oameni niște valori fundamentale. Așa cum a făcut Socrate și Platon și adevăr, bine și frumos. Și atunci ne gândim, dacă noi luăm leul ăsta și îl punem într-o cușcă și ne ducem acolo să-l arătăm copiilor, copiii o să vadă cum arată un leu. Dar unde poziționăm gestul ăsta atunci când vorbim despre ce înseamnă educația în fundamentele ei? Este adevărat lucrul ăsta, că luăm un leu și îl punem acolo? E bine? Binele are legătură cu justiția și cu libertatea. Adică, ce se întâmplă în spatele acestui gest? Învățăm pe copii, de fapt, ce e adevărul, binele și frumosul, ducându-i acolo unde avem niște animale doar pentru că vor să le vadă. Evident că e important să cultivăm curiozitatea copiilor și să facem tot ce putem ca să le o satisfacem. Dar sunt și alte feluri în care pot să vadă un leu. Sandu, tocmai Sau un pentru tigru. că vorbim despre copii, am în acest moment în mână cartea ta, Cum am devenit vrăjitor, din carnetul unui explorator, proaspăt lansată la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Din punctul meu de vedere, este o potrivită manieră de a-i ține pe copii mereu cu ochii deschiși asupra naturii și mai ales cu ochii deschiși asupra naturii din jurul lor. Pentru că emisiunea la care noi dialogăm astăzi este și o
o invitație pentru a nu neglija nici pe departe natura pe care o avem în momentul în care am ieșit din casă. Într-adevăr, poate că nu vedem lei, tigri și elefanți pe străzile orașelor din țară, dar vedem alte lucruri. Cartea ta este și o pledoarie pentru a ne uita cu atenție la cele pe care le avem, care ne sunt la o aruncătură de băți. Da, așa este. Și este, vedeți, când m-am gândit să scriu o carte pentru copii, am sunat-o pe nepoata mea, de care atunci avea 9 ani, și am spus, uite, Antonia, vreau să scriu o carte pentru copii, trebuie să mă ajuți. Și a zis, bine, o să mă gândesc. Despre ce vrei să fie carte? Și zic, eu vreau să fie despre natură. Și după 2 luni m-am întâlnit cu ea și m-a luat deoparte și mi-a zis, uite, eu m-am gândit. Dar dacă scriu o carte despre natură, nu cred că s-o citim. Și scrie o carte în care să fie animale fantastice, în care să fie vrăjitori, în care să fie prinți, prințese, că așa o să o citim. Și m-am uitat la ea și am zis, da, dar vezi, lumea asta în care noi trăim este mult mai fantastică decât ce ne putem imagina. Și de aici am început, de acolo, de la nevoia lor de a vedea lumea fantastică am început. Și de fapt asta încerc să fac, să le descoper faptul că lumea asta în care trăim din jurul nostru este ca o poveste de bază. Și am plecat de la ideea că vrăjitorii sunt cei care văd lumea din jur, o înțeleg și pot să-i citească semnele. Nu? Un vrăjitor din Egipt știa că atunci când vin ibișii o să inunde Nilul toată zona aia. De ce? Pentru că toate sunt legate de toate. M-am dat seama că vrăjitorii de ieri sunt biologii de astăzi. Și de fapt, să fii vrăjitor înseamnă să vezi lumea din jurul tău, să înțelegi semnele și să te conectezi cu ea. Și în felul ăsta le povestesc copiilor cum pot să înțeleagă graiul animalelor și cum pot să înțeleagă ce vorbesc păsările între ele. Le povestesc copiilor despre cum, uitându-te peste un câmp cu flori, poți să-ți dai seama despre trecutul câmpului în funcție de ce culoare are câmpul și ce flori trăiesc acolo. Le povestesc copiilor despre cum vorbesc păsările între ele și cum vorbesc animalele. Și este, de fapt, un mijloc prin care încerc să-i aduc aproape de natură. Pentru că, așa cum am vorbit invitații noastre înaintea mea, trebuie să plecăm de la faptul că așa cum luăm copiii mici și ducem în societate și învățăm să spună bună ziua, la revedere, mulțumesc, te rog, ca ei crescând să aibă exercițiul ăsta de a interacționa cu lumea și societatea, exact așa cred că trebuie să-i luăm de mână și să-i ducem în parc și să le explicăm cum interacționează cu un, cum se uită la o floare, cum se uită la un arbore, cum se uită la o... La un animal care ar putea să fie periculos, la un șarpe, care e limita de apropiere. Și în felul ăsta, explicându-le copiilor toate lucrurile astea elementare, cred că ei ajung încet încet să se simtă în jurul lor și să vadă, să vadă ce se întâmplă cu natura din jur. Și asta le dă un stil de viață, un stil de viață în care ei vor rămâne într-un oarecare fel conectați cu natura, ceea ce îi face mai sănătoși, le ridică nivelul de viață și calitatea vieții, oamenii care trăiesc conectați cu natura, dar nu cu natura neapărat din pădure, cu natura din parc, cu natura din jurul blocului, cu natura din grădină, din balcon, au o calitate a vieții mult mai crescută. Și atunci noi, conectându-i cu natura, învățăm de fapt să fie mai sănătoși și mai bine dispuși. Mai există un aspect pe care n-aș vrea să-l neglijăm și care privește și copiii și părinții acestor copii, și anume respectul față de fragilitatea naturii, pentru că adesea uităm sau poate luați cu alte priorități, nu ne dăm seama că poate un copac într-adevăr pare foarte masiv și impunător, dar este cumva la fel de fragil și de vulnerabil în fața diferitelor intemperii pe cât suntem și noi în fața altora. Așa este, și aici am putea să ne întoarcem la etică. Andrei Pleșu spune că există în fiecare dintre noi un talent etic. Avem în noi valorile astea. Și că în momentul în care se naște talentul ăsta etic, știm din sinea noastră ce e bine și ce e rău. Exact așa eu cred că există în noi o capacitate de a înțelege relația noastră cu natura. Vedeți, eu în foarte multe proiecte de conservare a trebuit la un moment dat să fac panouri pe care să le punem în parcuri naturale și lângă rezervații, în care să spunem oamenilor ce să nu facă. Nu fă asta, nu fă asta, nu fă asta. Și mie mi se părea straniu. De ce trebuie să le explici oamenilor ce să facă și ce să nu facă acolo, de parcă nu și-ar da seama. Și cred că dacă o să creștem copiii ăștia în relație cu natura, lucrurile astea vor veni firesc din ei. Ei își vor da seama ce forță are natura, dar în același timp își vor da seama cât de fragilă este. Și nu o să mai trebuiască să le spună nimeni și nu o să trebuiască să mai citească nici unde
ce pot să facă și ce nu pot să facă, pentru că lucrurile astea vor veni din ei. Și făcând asta, având niște copii care sunt educați și care înțeleg relația lor cu natura, nu putem decât să facem o lume mai bună pentru generațiile care vor veni. Și, de fapt, în felul ăsta, fiecare împătrățica lui lucrează pentru a reduce modificările climatice, încălzirea globală. Și eu cred că acolo, de asta am atât de multă vervă și cred în proiectul ăsta, pentru că bag de seamă că putem să salvăm natura plecând de la copii, dacă îi pregătim pe ei pentru lumea care vine. Sandu, îți mulțumesc mult și pentru entuziasmul tău și pentru verba, așa cum spuneai, și firește pentru prezența alături de noi în seara aceasta. Dan, mă întorc la Parcul Natural Văcărești, pentru că inclusiv acolo există acest ghid de bună practică, ce să faci, mai ales ce să nu faci când ești în interiorul parcului. Firește că vreau să știu ce să nu faci în primul rând. De curând a fost aprobat regulamentul Parcului Natural Văcărești și pentru asta vreau să aduc mulțumiri administrației parcului care a inițiat acest proces, Ministerul Mediului care a aprobat prin ordin de ministru regulamentul parcului. Este un document foarte important care tocmai asta spune, ce să faci și ce să nu faci. Dacă ce să faci e e cumva clar, da? De la sine înțeles. E de la sine înțeles, te duci, mergi, să te plimbi, te bucuri de te natură, ai un uiți moment de cât de liniște, atent, da. recreere, asculți sunetele Exact. parcului. Pentru că suntem într-o arie naturală protejată, trebuie să ținem cont de acest lucru, de natura, de fragilitatea naturii. Vorbim despre o zonă umedă care are un echilibru foarte intens, foarte discret și foarte fragil, pe care, fără să ne dăm seama, sau poate cu știință, îl putem afecta. Și, de exemplu, săptămâna trecută a fost un alt incendiu în parc, care probabil că a survenit accidental, dar iată ce se întâmplă dacă știu și eu, aprindem un foc sau fumăm, lucrurile astea oricum sunt interzise în parc, este interzis să eliberăm animale sau să extragem animale, este interzis să rupem florile sau crengile arborilor, este interzis să pescuim, sunt interzise sunetele amplificate, camparea, este biciclete, trotinete. Biciclete sunt, accesul cu bicicleta este permis pe principalele poteci ale parcului. În general, sunt permise activitățile care nu aduc care nu au efect negativ. Și foarte important, este interzis să hrănim animalele. Văd tot mai des acest gest printre oamenii care merg în parc, fie că vorbim de Parcul Văcărești, fie că vorbim de alte parcuri din capitală, se apropie animalele, simt nevoia să le hrănească, să le dea să... Animalele sălbatice nu au nevoie de hrană, nu au nevoie de hrana noastră. Da? Poate că vine din acest sentiment de empatie, uite, să-i dau ceva, să zic că e foame. Nu are nevoie, de este cel mai negativ, dacă vreți, lucru pe care îl putem face să dăm pâine sau orice altceva unei păsări. Am scos-o puțin câte puțin din viața ei naturală, din ciclul ei natural de dezvoltare, se va apropia mai mult de oameni, se va expune foarte mult pericolelor care apar de aici, ca să nu mai vorbim de faptul că s-ar putea ca hrana pe care o dăm să nu-i facă bine. Absolut. Total interzis Absolut. Să hrănim sau să eliberăm animale de la noi, de acasă, din acvariu, din terariu, în Parcul Natural Văcărești sau oriunde. Sunt animale care au această dinamică, pot invada un spațiu, pot coloniza în dauna altor specii, cum se întâmplă în Parcul Natural Văcărești și oriunde. De exemplu, cu țestoasa exotic, cu țestoasele din acvariile, din terariile noastre, care i-au treptat locul țestoasei autohtone, țestoasea europeană de apă. Și, în general, apropo de hrana animalelor din oraș, ultimul lucru de care ele au nevoie în oraș este hrana, pentru că am senzația că surse de hrană sunt nenumărate, altfel probabil că nu ar duce-o ele atât de bine, nu ar sta și nu s-ar înmulți în mediul urban. Fără să ne dăm seama, intervenim și creăm în spatele nostru niște situații care pot deveni foarte periculoase. De exemplu, primul lucru care îmi vine în minte este tendința pe care o avem să hrănim
câinii, câinii comunitari care trăiesc, sunt oameni care în fiecare dimineață duc hrană câinilor care trăiesc. Aveam o situație similară lângă Parcul Văcărești în anii trecuți, erau oameni care îi hrăneau. Câinii, animale mari, devin foarte teritoriali, în momentul în care nu mai au hrană devin agresivi. Au existat niște situații dramatice de curând în București, da. Probabil că au legătură și cu acest fapt. E important să avem acces la natură, avem nevoie de natură, natura îmbunătățește viața noastră, însă trebuie să știm cum să ne purtăm cu natura, astfel încât să se formeze această sinergie în care viața noastră depinde, dar și natura depinde de noi. Vasile, ești un mare pasionat de fotografie de wildlife și iată că Parcul Natural Văcărești și nu numai în ultimii ani le oferă fotografilor, profesioniști sau amatori, noi ocazii și noi spații să-și exerseze abilitățile în această zonă. Cu precizarea că sunt un foarte entuziast consumator de fotografie. Da. Altfel, trademark-ul meu, specificul meu este degetul în obiectiv. Ca autor nu îndrăznesc vreodată, deși ar trebui să încep să mă joc cu libertatea aceasta de a te juca. Da, am descoperit că în interviurile mele apar tot mai des fotografi de natură, dar și pentru că eu consider că avem o explozie de talent în România, la nivel occidental, de fotografie de natură. O spun foarte asumat, au început să apară și albume foto, vrem din ce în ce mai bune, mai multe albume foto, dar avem fotografi talentați care, pe care îi consumăm în feed-ul de Instagram, de exemplu, și ne ajută, unul, să redescoperim natura de lângă noi, dar și să ne invite să ieșim, să încercăm și noi o fotografie artistică. Am o singură fotografie de natură, am reușit să surprind la propriu și la figurat o șopârlă într-un tufiș. Mi-a ieșit. Și acea poză spune mai degrabă de o curiozitate reciprocă. Ea pentru mine, eu pentru ea. Vreau să intervin puțin de la ce a spus... Și zic, să-l completez puțin tăl, dacă îndrăznesc pe Sandu-s termin. E vorba să avem și să avem un altruism. Eu propun să avem un altruism și prin care să se dezvolte printr-un egoism pragmatic, practic și destul de pozitiv. Nu neapărat că natura este fragilă. Este. Câte specii, de exemplu, împinge către extinție. Inclusiv vrăbile, le-am redus numărul senzațional de mult. Dar să vedem de fapt cât de fragil suntem noi. În prezent, lângă blocul meu, câțiva copaci care au trăit multe decenii sunt probabil în ultimul an. Sunt betonați, vor dispărea și va fi o rană deschisă care se va umple de căldură de 50-60 de grade pe, nu cred că exagerez, pe ciment și pe... Da. Noi suntem cei vulnerabili. În momentul în care dispare copacul respectiv, arborele respectiv, care ne-a oferit atât de mult beneficiu, atât de mult verde și când am fost închiși în case, ne-am bucurat că avem acel verde lângă fereastră, noi suferim. Și în momentul în care oamenii dau de mâncare animalelor, da, exact, motivul principal este un fel de empatie și o anumită legătură cu animalul care e foarte pozitivă, doar că ia o expresie nepotrivită. Da. Ce aș vrea, de exemplu, aș vrea că avem atât de mulți oameni talentați. Cât mai multe conturi, pagini de Facebook, vloguri care să-mi spună, de exemplu, să mă învețe ce flori să plantez. Și în București, și pe balcon, căci așa hrănim. Vom hrăni insecte, insectele exact. Vor hrăni cât mai multe specii de păsări. Totul e legat, evident. Dar și urmăresc acum un om, un biolog, care îmi explică diferența între diferiți copaci. E o piață. E și piață, căci poți avea succes și comercial, făcând lucruri bune, zic eu, cred în continuare. Dar sunt atât de multe nișe și ocazii de a face educație științifică și civică prin media, încât ar trebui să fim optimiști, dar optimiști activi în sensul să profităm cât mai mult de ele.
Alexandru, nu prea s-a vorbit de-a lungul timpului despre animalele pe care le-am avut în mod organizat în parcurile din București și cred că nu doar în București, nu le mai avem în ultimii ani. În Cismigiu și în Hărăstrău am avut păune, am avut tot soiul de rațe, gâște sălbatice, lebede, tot soiul de specii exotice au dispărut. Nu le era foarte bine. Nu le era bine deloc. Am căzut cumva pe gânduri de la discuția de mai devreme și hrănitul păsărilor cu pâine. Da. Pufuleți. De la ideea în sine de a consuma chestii care ne umplu, dar nu ne hrănesc. Mm-hmm. Practic asta se întâmpla și cu păsările exotice aduse în parcurile din București. Deși lumea teoretic le îndrăgea și voia să le îngrijească sau se bucura de ele, le hrănea cu mâncare pe care le-o consumau, neavând rațiune dezvoltată, dar nu le făcea bine. E o paralelă foarte interesantă, pentru că în același timp și comportamentul oamenilor de acolo, de fapt, era unul de consum, dar care unul pe termen lung nu ne face bine ca societate. Am insistat foarte mult alături cu oamenii din comunitate să reușim să convingem instituțiile publice să renunțe la păsări. Desigur, au fost mulți oameni care au fost supărați pentru că veneau copii. Copiii se bucurau, vedeau păsările sălbatice în parc. Dar pe termen lung, noi știm că din cele 200 de păsări care erau aduse în parc, rămăseseră 100 în 2-3 ani. Păsările dezvoltaseră malformații ale aripilor de la modul în care oamenii le hrăneau necontrolat. Păunilor le erau smulse penele din coadă, pentru că oamenii le iubeau atât de mult încât doreau să iau o bucățică din pasărea aia cu ei. Așa, dar nu e o iubire sănătoasă, este o iubire toxică și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Trebuie să înțelegem că nu e nevoie de durerea altcuiva pentru ca noi să ne putem bucura. Motivele pentru a ne bucura sunt acolo, parcurile sunt pline de viață. Încercam și am încercat iarăși alături de oameni din comunitatea din Cismigiu și e o întreagă mișcare de mediu la nivelul București. Încercăm să aducem oamenii aproape de natură, să le explicăm în cadrul unor tururi ghidate în parcuri, că sunt ele de ornitologie, că sunt de observație botanică, că există foarte multă biodiversitate în jurul nostru. Trebuie doar să învățăm să o privim, să învățăm să o documentăm. Desigur, e nevoie de suport. E bine să fim ghidați în această experiență, cel puțin până ne inițiem, dar cu un simplu binoclu în parc și cu un mini ghid de păsări putem să facem o adevărată aventură, putem să facem un fel de căutare de comori, pentru că există zeci de specii sălbatice care trăiesc în parcuri. Cele mai comune sunt, nu știu, porumbeii, mierlele, vrăbile, dar există păsări colorate și de foarte multe tipuri de care probabil că majoritatea bucureștenilor n-au auzit și cu siguranță ar fi încântați și surprinși să le poată descoperi singuri, mai ales alături de cei mici. Mai este și un alt lucru dacă ne gândim la păsările exotice din parcurile bucureștene, care bine că au dispărut. De multe ori ele erau prea multe într-un spațiu prea mic. Mă gândesc la acele țarcuri în care stăteau păunii, indiferent de parc, care erau până la urmă niște spații foarte reduse ca suprafață. Eu personal n-am văzut nicăieri în această lume, în afară de parcurile din București, aceste închizători pentru păuni, care pe unii nu sunt niște mari zburători, nu sunt niște păsări care să se, nu știu, ducă la zeci de kilometri și să nu-i mai iai. Dacă au sursa de hrană acolo, cam acolo stau. Deci îi poți vedea foarte bine liber. De asemenea, zona păsărilor de apă din parcul Cismigiu, care era suprapopulată, devenise și extrem de greu de suportat la nivel olfactiv și era o cultură de rozătoare acolo după ceasurile serii care prolifera și ca urmare a faptului că era insuficient curățată. Din fericire am reușit să schimbăm lucrul acesta. Da. Ceea ce oamenii nu știu e că
Există în continuare păsări de apă în Cijinigiu, avem rațele sălbatice care vin. Exact, sunt libere, sunt din chiar când sălbatice. Din când ne scrie lumea iarna, dar săracele rațe sunt acolo, n-au plecat. Și le spune, sunt sălbatice, ele dacă vor să plece, pot pleca. E cumva teritoriul lor, s-au obișnuit în locul ăla. Pe lângă asta există, odată cu apariția vieții în Cijinigiu, a șerpilor, a amfibienilor când e apă, vin păsări de apă din alte zone. Sigur, avem ustâri de noapte care în fiecare an vine în Cijinigiu. Am văzut chiar și pescăruș albastru, care e ceva total atipic și într-o zonă atât de urbană. Și care este și în Văcărești, pescărușul albastru. Am te așteptat chiar în centrul Bucureștiului. Da. Din nou, cheia e la noi. Natura e fragilă, dar în același timp e rezilientă. Noi ne-am obișnuit să privim toate procesele în intervalul de timp în care existăm noi. Cumva ni se pare că... Și e ceva trist când de la un an la altul biodiversitatea dispare. Dar noi trebuie să realizăm că pe termen lung, dacă noi creăm, o lăsăm în pace, va reapărea acolo. Și practic asta cred că aș vrea să văd la din ce în ce mai mulți oameni. Asta aș vrea să luăm cu noi în ceea ce reprezintă tranziția asta verde. Să luăm căutarea în interior a unui adevăr care să ne ducă către o... Să redescoperim fericirea de a trăi în oraș. A trăi în oraș nu înseamnă doar a trăi între mașini, a trăi între betoane, nu înseamnă doar a ieși în club sau a avea acces la niște evenimente culturale foarte reușite. Poate să însemne să ne bucurăm și de natură și zonele naturale, urbane pe care încă le avem în oraș trebuie protejate pentru că ele sunt un rezervor. Noi putem să economisim sau să sărim peste greșelile pe care alții le-au făcut. Suntem norocoși oarecum în București că încă mai avem aceste rezervoare de viață, aceste rezervoare de sănătate psihică, sănătate fizică pentru noi. E ceva ce nicio bunăstare economică nu o poate cumpăra. Nu e suficient să ai de ce să plătești un doctor să te facă bine când poți să fii sănătos din start. Pe final de discuție, Dan, mă întorc la Parcul Natural Văcărești pentru că până la urmă este, dacă vrem, metonimia întregii întâlniri pe care am avut-o astăzi. Poate că multă lume o să spună, da, e foarte frumos ce spuneți voi, mă duc mâine în Parcul Natural Văcărești sau în orice parc și încerc să văd și nu văd nimic și mor de frustrare pentru că la grădina zoologică pot să văd și când aveam animalele în Cijinigiu sau în Herăstrău rău puteam să văd, fără să fac un mare efort. Cum faceți voi, Asociația Parcului Natural Văcărești, să le arătați oamenilor ceea ce e mai greu de văzut? În primul rând, le spunem că Parcul Natural Văcărești nu e o grădină zoologică. Dacă vor să vadă animale, au alte posibilități. Adică încercăm să nu le oferim această perspectivă de a te întâlni cu vidra sau de a vedea nu știu ce specie de pasăre care trece doar în migrație primăvara. Sigur că așa cum a fost promovat acest loc și am avut nevoie să promovăm aceste specii interesante în media, am fotografiat vidra, păsări interesante și destul de rare pentru un mediu urban și oamenii se așteaptă să le întâlnească. Exact. Despre cum ne setăm așteptările atunci când mergem în acest loc și despre cum ne setăm așteptările atunci când mergem în natură. Merg în natură ca să pot să mă bucur de tot ce înseamnă natură. Și aici includ peisaj, știu și eu, poteci, liniște, sunete benefice pentru mine, vântul prin frunze, da? Foșnetele care se aud... E un întreg bagaj de experiențe pe care încercăm să-l oferim oamenilor folosindu-ne nu numai de Parcul Natural Văcărești, dar și de celelalte zone naturale sau seminaturale. Pădurea Băneasa îmi vine în minte acum, o altă zonă în care organizăm astfel de tururi, astfel încât să schimbăm această percepție pe care sau această așteptare pe care o avem despre natură. Natura înseamnă animale sălbatice pe care trebuie să le văd. Uh-huh. Nu, mai ales în mediul urban, natura e puțin diferită. E la fel de interesantă și de frumoasă și de carismatică, dar trebuie să ne schimbăm puțin busola și să căutăm altceva care poate să fie la fel de inedit și de spectaculos, la fel ca întâlnirea cu, știu și eu, iată,
avem arici care locuiesc între blocuri, da? Urme de, le arătăm urmele pe care le lasă nevăstuica sau urmele pe care le lasă vidra, astfel încât putem să construim o poveste arătând niște fotografii cu animalul respectiv, uitându-ne la urmele pe care le lasă în pământ și la sfârșit copilul respectiv se întoarce acasă și poate că spune chiar că s-a întâlnit cu vidra. Este felul în care povestim natura și încercăm să sădim așa în mintea, imaginația copiilor, dar și adulților, ideea despre natură într-un mod care să nu o afecteze, ci să o sprijine, să o hrănească. Asta am încercat și prin discuția de astăzi. Vă mulțumesc mult tuturor. Doamnelor, domnilor, eu sunt Marius Constantinescu. Rămâneți și mai departe alături de TVR Cultural.